Bună ziua, bună seara, bună dimineața, dragii mei! Bine v-am regăsit la un nou etalar, o etalare generală de această dată. O etalare în care încercăm să povestim puțin despre acel moment în care cineva vă spune, sau poate că dumneavoastră a spus la rândul dumneavoastră, nu mai găsești ca mine. Tu ca mine nu mai găsești. Eu vreau să știu dacă cel care a spus primul această propoziție își va găsi pe cineva sau ceva și mai și. Mărturisesc că înainte de a vă comunica această etalare, am început deja să fac această etalare anterior, dar s-a blocat imaginea, nu s-a mai registrat, așa că am apucat să aștern toate aceste cărți, mesajele au venit și atunci a trebuit să reiau. Nu fac altă etalare cu acest subiect, pentru că dacă așa s-au ales cărțile, din păcate nu știu ce s-a întâmplat cu camera, asta este, dar eu o să reiau și o să vă spun despre fiecare carte în parte. Deci spuneam, dacă cine a spus primul tu ca mine nu găsești, își va găsi pe cineva și mai și când o să încercăm să aflăm cum, prin ce mijloace și la finalul acestei etalări, îmi doresc foarte tare să aflăm și alte mesaje sub formă de descriere fizică. Bun, spuneam că deja eu am apucat să întorc aceste cărți și fără doar și poate a ieșit, a vrut să iasă această carte a discuțiilor între cele două energii, energia masculină fiind predominantă în această etalare. O energie așa cumva destul de încăpățânată, destul de narcisistă, aș spune eu, o energie masculină care pleacă din această relație, dar cu codița între picioare, pentru că energia feminină ajunge la capătul răbdării. Deci, cumva, vedeți, greu i-a fost energiei feminine să-i deschide ușa acestui domn, dar totuși a făcut-o cu chiu, cu vai, cu toate riscurile, însă, din câte se pare, nu a mai putut. S-a săturat de reproșuri, s-a săturat să nu mai fie valorizată, s-a săturat să fie pusă pe locul 2 sau, mă rog, a 3-a, 4-a, 15-a roată la căruță. Bărbatul iese din casă, nu înainte de a-i spune acestei doamne domnișoare, tu ca mine nu mai găsești. Observați această imagine și observați că această persoană, poate în jurul vârstei de 46 de ani, aici mai sunt și alte vârste, 55, 46, 64, 31, 30 de ani, s-ar putea să fie și o diferență de vârstă, energia feminină fiind mai mare decât energia masculină, nu este obligatoriu, bineînțeles, însă important este mesajul. Gata, până aici, ar spune energia feminină. Poate, bineînțeles, să fie vorba și despre energie masculină. Energiile se întrepătrund, după cum bine știți. Până la urmă, important este mesajul. Gata, până aici m-am săturat, am încetat din acest moment să te urc pe acest piedestal. Și dusă a fost această persoană. Așa ca, eu știu, indici, s-ar putea să fie avut deja această relație, pentru că mi se pare cumva că în unele cazuri au fost și cupluri, posibil să duceți această sau să fi dus această relație la un nivel următor. Văd o mare, văd multă durere, dar o durere eliberatoare, dacă îmi permiteți să spun sau să folosesc această expresie. O durere eliberatoare, fac acest lucru, calc pe principiile, pe durerea mea, știu că îmi va fi greu fără tine, știu că altul ca tine, în ghilimele, nu mai găsesc sau alta ca tine nu mai găsesc, dar așa, în situația aceasta, eu nu mai pot. Nu mai pot să rapt și punct. Deci cam așa s-ar traduce mesajul pe care eu acum l-am primit.
Ca semne zodiacale importante, predominantă este zodia Balanței, zodia Vărsătorului, zodia Fecioarei, zodia Racului, zodia Leului, de asemenea, zodia Pești și zodia Gemenilor, ca semne zodiacale predominante, cum am spus. O eliberare, repet, din partea acestei energii, care nu numai că jubilează, dar parcă spune finally. A fost greu, dar măcar am scăpat. Și dacă este să mă întrebați pe mine, mai există cumva un mesaj subliminal aici, chiar dacă nu mai sunteți împreună de ceva vreme, posibil să vă eliberați emoțional. Adică, chit că sunteți separați sau chit că nu mai vorbiți unul cu celălalt sau vă aflați într-un blocaj comunicațional, există varianta să vă eliberați pur și simplu, să intervină ceva și să spuneți gata, din momentul ăsta gata, nu te mai aștept, nu mai vreau să mai aștept pe cineva care nu vorbește, care nu comunică. Pur și simplu, vă eliberați sau vă dați seama sau aveți pur și simplu brusc, așa aveți o revelație în care realizați că viața dumneavoastră este mai importantă, că ceea ce vă doriți voi de la viață este mult mai important, că voi contați, că vocea voastră interioară vă spune să mergeți mai departe către o nouă etapă a vieții voastre. Și de asta mă interesează foarte tare să știu dacă veți merge cătinel-cătinel către o altă relație. În momentul de față pare că nu vreți. Pare că vă feriți. Pare că nu vă interesează o altă relație. Deși s-ar putea ca cineva din zodia Peștilor să fie pe lângă voi sau din zodia Gemeni. S-ar putea să vă întindă un colac de salvare și s-ar putea, în egală măsură, să fie tocmai o potențială relație, o potențială iubire. Dar, și s-ar putea să apară de nicăieri, din neant s-ar putea să apară această persoană. Pentru că cumva prin ce treceți ca emoție se termină și se termină destul de repede. Este o situație personală, spune acest mesaj, care urmează să se încheie. Și destul de repede. Posibil să primiți niște semne, niște mesaje de iubire. Avem și zodia Săgetătorului, foarte așa aprigă. Zodia Săgetătorului, bineînțeles, am zis Balanță, Vărsător, Fecioară, Rac, sper că nu mă repet, dar cred că m-am repetat, îmi cer scuze. S-ar putea să fie o persoană brunețică cu ochii negri sau voi să fiți brunețele cu ochii negri, mai în sfârșit, da. Să știți că nu totul este pierdut. Una peste alta, există aici un mesaj extraordinar. Nu este totul pierdut. Și să știți că, indiferent de faptul că în această perioadă nu vreți să mai auziți, nu vreți să vă mai implicați într-o altă relație, nu mai vreți să o luați de la început, pentru că aveți senzația că finalitatea va fi aceeași pentru voi, dragile mele, dragii mei, ideea este că nu trebuie să disperați. Mai ales că lângă voi există persoane care vor să vă ajute. Și există, cred că, mai mult decât un prieten care vă întinde o mână de ajutor. Dar voi nu vreți să vedeți. Pur și simplu refuzați sau vă puneți mâna la ochi pentru că nu mai vreți o altă relație. Nu mai vreți să suferiți. Considerați că ați pierdut multă vreme cu cine nu a meritat. Cu această persoană șatenă, blunduță, cu ochii căprui. Văd un pic părul pe spate, așa. Buze subțiri, ochii ușor coborâți, așa. Dacă este vorba, bineînțeles, despre
energia masculină. Însă, ceea ce trebuie să rețineți aici este faptul că există 5 puncte, 5 săptămâni, 5 zile, 5 săptămâni, 5 luni, sau poate să fie o despărțire mai de lungă durată, adică vorbim aici până la 5 ani, dacă este să mă întrebați pe mine, cu durere, cu suferință, cu plânsete, cu v-ați lăsat posibil pradă emoțiilor. De fapt, lucrurile acestea oricum le știți, oricum le cunoașteți, dar de ce vreau să vă spun că nu vreau să vorbesc foarte mult de trecut, dar totuși trebuie să ne întoarcem acolo, pentru că din cauza acestei suferințe, și este un mesaj clar și concis primit din partea ghizilor spirituali, este că tocmai această suferință vă blochează. Sunt anumite persoane care întreabă, ok, dar de ce nu găsesc pe nimeni? Sau de ce nu mai găsesc pe altcineva măcar? Sau de ce, de ce? Unde este bubița? Bubița este că tocmai această suferință vă blochează. Vă blochează. Vă întrerupe deschiderea pe care ar trebui să o aveți. Încă nu vedeți toate aceste experiențe traumatizante ca pe niște binecuvântări, în sensul că din orice bube, mucegaiuri și noroi, iscatam frumuseți și vremuri noi, sau ceva de genul acesta, spunea Tudor Arghezi. Încă nu sunteți poziționate în către noi iubiri. Deși, cumva, această carte ne vorbește că ea este acolo. Ea este acolo, vă întinde mâna. Vă întinde o mână, pur și simplu. Ia-mă de mână. Nu vreți. Puneți mâna la ochi, nu vă interesează, nu vreți să auziți, nu vreți să vedeți pe nimeni și nimic. Însă, ceea ce pot să vă spun, că în afară de faptul că, deși aveți senzația că v-ați pierdut pe voi, vorbesc atât de sacadat pentru că simt foarte multă profunzime și emoție în ceea ce, cum să vă spun, în ceea ce vă privește. Și cred că nu vreți să vă deschideți. Și atunci, dacă nu vreți să vă deschideți, invariabil există efectul bulgărelui de zăpadă, în ideea asta de a nu putea nimeni să intre în, cum să vă spun, nu poate să intre cu forța dacă dumneavoastră nu vreți, și nici măcar nu poate să dărâme zidul pe care dumneavoastră l-ați construit, poate, în unele cazuri, involuntar, de jur împrejurul vostru. Încă aveți tot timpul din lume. Încă aveți foarte multe lucruri de salvat. Încă sunteți în măsură să vă faceți planuri pe termen mediu și lung. Nu mai este mult. Situația prin care treceți, tristețea, dezamăgirea prin care treceți, se află cumva la sfârșit, are o finalitate. Iar ceea ce trebuie să știți este că veți avea o veste, de fapt, mă gândeam la situație sau persoană, în orice caz, vești bune cu reușită. Deci dacă vă gândiți la o nouă iubire, ea este, vine, dar depinde de voi. Nu pot să vă spun, vai, o să aveți o iubire extraordinară, o să vină, o să vă cadă la picioare. Este vorba de data aceasta de ceea ce lăsați să intre în inima dumneavoastră, și în această perioadă nu prea mai sunteți dispuse, dragile mele, sau dispuși, dragii mei domni, ca cineva să intre în viața dumneavoastră, pentru că sunteți liniștiți. Cumva parcă vă aveți nevoie de o perioadă în care să fiți liniștiți. Să nu vă mai bată nimeni la cap, să, eu știu,
să vă faceți mici bucurii. Deci eu văd aici mai mult, ce să vă zic, o eliberare decât o dorință, cel puțin așa rapidă, de a fi cu o altă persoană nou-nouță. Ea este, doar că dumneavoastră trebuie să lăsați să intre. Știți? Cred că ați înțeles perfect despre ce este vorba. În orice caz, știți că perspectivele dumneavoastră sunt extrem de pozitive, extrem de luminoase. Există posibilitatea în viitorul dumneavoastră și a unui mariaj, de ce nu a unei căsătorii, a unei, sau cel puțin a unei relații pe care vă doriți. Pentru că pentru mine soarele înseamnă reușită, înseamnă pozitivitate, înseamnă bucurie și o să aveți parte destul de bine și destul de mult. Foarte multă încăpățânare, foarte multă izolare. V-ați izolat cumva, sau există un soi de izolare, poate că și, mă rog, din cauza acestui context pandemic există o, așa, nu-mi trebuie să stau liniștită și o mai vedea. Da, bun. Haideți să vedem despre... Deci de asta vă zic că cel care și-a... Cum să vă spun? Aici, în această etalare, văd că cel care a spus nu mai găsești ca mine, exact invers. El sau ea nu va mai găsi pe cineva ca dumneavoastră. Pentru că nici dumneavoastră nu-i mai dați apă la moară, cel puțin în această perioadă, indiferent. Și dacă vine cumva să-și ceară scuze, pentru că eu văd aici că s-ar putea să vă treziți cu un mesaj surpriză, s-ar putea să vă treziți cu un mesaj surpriză pe care poate unele dintre noastre îl așteptați. Dar vă conferă o victorie pe moment, nu o victorie... Adică nu e ca și cum ați câștigat războiul, ați câștigat o bătălie. Pentru că până la urmă scopul nu este acesta. Ok, și-a cerut iertare, dar atât. În rest nu mă interesează o relație, o altă relație cu această persoană care m-a făcut să sufăr extraordinar de mult. Și care m-a făcut să spun, gata, din acest moment tu nu mai contezi pentru mine. V-am zis, fie că este fizic, fie că vă spuneți voi în inima voastră, renunțați la această persoană și emoțional. Pentru că foarte multă vreme ați depins emoțional de această persoană, gândindu-vă tot timpul, vă gândeați, o urmăreați, poate pe rețele de socializare, vrea să știți de această persoană. Este o eliberare a voastră, pur și simplu, de această dependență pe care voi v-ați creat-o. Sunt sigură că înțelegeți ce vreau să spun. Prea mult ați spus, prea multă suferință, prea mult. Și să știți că tot timpul v-a tras înapoi. Posibil să reapară în momente, dacă nu cheie, exact în momentul în care dorea să vă eliberați, atunci mai apărea odată, iar o relua, iar mergeați de la capăt și uite așa, o chestiune repetitivă a cărei finalitate a fost tot aia. Iar de data aceasta este făcută de voi care vă uitați, cei care vă uitați în acest moment la această etalare. Da, deci așa simt că parcă ziceți, nu mai întrebuie. Ok. Vedeți, este exact ceea ce sunt trei cărți, mesaje, recomandări clare din partea Universului. Vreți să aveți grijă de voi, pur și simplu. Iar din această iarnă, pentru că aici este un anotimp al iernii, ori într-o iarnă ați decis să puneți capăt acestei relații, ori iarna ați încercat să vi-l scoateți, să vă scoateți din minte, sau poate că chiar vă gândiți în momentul acesta să vi-l scoateți din minte, ideea este că este foarte multă apă, sunt zodii de apă, în primul rând, iar dumneavoastră ceea ce vreți să faceți este să aveți grijă de voi, pur și simplu. Să aveți grijă în perioada următoare de voi, vreți să vă faceți toate plăcerile pe care nu le-ați făcut,
să vă eliberați de orice restricții pe care vi le-ați impus atunci când erați legat de acea persoană, pentru că se pare că nu ați făcut foarte multe lucruri din cauza acestei persoane. M-am lăsat pe mine ca să-i fie lui bine sau ca să-i fie ei bine. Ei, iată că în această perioadă, sau cel puțin v-am zis, începând din această iarnă, sunteți, cum să vă spun, determinați sau determinate să aveți grijă, în primul rând, de corpul vostru. Poate v-ați delăsat în ultima perioadă, poate că v-ați îngrășat un pic, poate că ați mâncat multă carne, poate că ați mâncat, eu știu, nu neapărat multă carne, poate că ați mâncat așa, haotic, sau poate că ați făcut destul de multe abuzuri de medicamente, de alcool, de cafea și așa mai departe. Vreți să faceți așa un update din, în ceea ce mă privește, da, în ceea ce mă privește, da, pentru că și eu vreau să slăbesc. Da, nu e vorba de mine aici, este vorba de dumneavoastră care vreți să, cum să vă zic, sunteți liber pe piață, așa că vreți să arătați, să fiți în forma voastră cea mai bună. Dacă nu, este o recomandare. Să aveți grijă de voi, la ce mâncați, să aveți compasiune în primul rând față de voi, să vă iubiți extraordinar de mult sau mai mult sau extraordinar de mult și să vă odihniți, să vă odihniți mental. Există această rupere, această tăiere de legătură emoțională care se poate face și prin meditații, și prin rugăciuni. Este recomandabil să vă faceți un program chiar, să funcționați după acest program, măcar în toată această perioadă de purificare, să zicem așa, fizică, bineînțeles, și emoțională. Aveți grijă cu inima, cei care aveți probleme cu inima, odihniți-vă, lăsați efortul susținut nu vă face absolut deloc bine, controlați-vă tensiunea, un control mic de rutină nu vă strică niciodată, renunțări peste renunțări. De asta vă zic că este clar, evident, cazul să renunțați la tot ceea ce nu vă mai este util, la toată toxicitatea aceasta, la nivelul de stres, pentru că și la această adicție, vedeți, asta este altă carte, foarte important să, cum să vă spun, să tăiați această legătură emoțională. Și o faceți. Unii dintre noastre chiar ați făcut-o. Dar în momentul în care ați făcut-o, nu a fost absolut deloc în regulă. Ați fost într-o cădere liberă, din punct de vedere emoțional. Deci v-ați dus, ghiulea, știți cum, ca toporul la fund, ce să mai, în apă. De asta cred că nici nu vreți să mai auziți, nu vreți să mai vedeți, nu... Da. Aș vrea să știu dacă în viața dumneavoastră va apărea o nouă iubire. Deși, v-am zis, clar, aveți soarele în destinul vostru. Va fi, clar că va fi, dar necesită o perioadă de revenire, de regăsire, de echilibrare din toate punctele de vedere și la voi, mai mult decât la oricine, aveți nevoie de această perioadă de echilibrare și mentală, și fizică, și psihică. Regim alimentar, dacă se poate, dar oricum, există aici renaștere din propria cenușă, ca pasărea Phoenix. Eu așa o văd și să vedem dacă și ghizii spirituali ne comunică același lucru vis-a-vis de această etalare. Veți găsi pe cineva și mai și. Această etalare se adresează exclusiv celor care se află în această situație. Petreceți cât vreți voi această singurătate, petreceți-vă, gândiți-vă însă la perspectiva voastră. Din nou vă văd melancolic, melancolică, nostalgică,
cumva înconjurată sau înconjurat de o oarecare tristețe, dar nu de părere de rău, știți? Adică nu... mai mult de resemnare. Dar nu aici stau, nu aici rămân lucrurile. Vedeți? Nu rămân aici lucrurile. Cartea aceasta vorbește foarte mult despre meditația asupra dorințelor și intențiilor dumneavoastră. De asta vă spun și de asta n-am altceva ce să vă comunic în această etalare. Este mai mult o etalare ajutor, sprijin, o etalare suport pentru cei sau cele care se află în această situație. Nu pot să vă spun că, vai, mâine vine Făt Frumos pe cal alb și gata, intrați într-o altă relație. Să știți că nu este chiar atât de ușor și până la urmă nici nu este nimic anormal ceea ce trăiți dumneavoastră. Aveți nevoie de această perioadă de doliu emoțional. Trebuie să treceți prin acest doliu emoțional, dar nu uitați că în mijlocul furtunii este cel mai cald, cel mai cald. Luați-vă cât timp vreți dumneavoastră, stați singur, singură, meditați asupra intențiilor și dorințelor dumneavoastră, știind că este o etapă temporară, pentru că veți fi capabil, capabile să vedeți luminița de la capătul tunelului, pentru că acolo, în depărtare, există acest soare. Există perspectivele acestea pozitive, dragii mei. Există bucurie, există din nou veselie. Există această carte care spune, acest mesaj care spune că veți fi din nou pe val. Și nu numai că veți fi din nou pe val, veți fi liniștiți. Veți învăța sau veți afla mai curând ce înseamnă de fapt o normalitate. Veți afla ce înseamnă normalitatea unei relații adevărate. Mulțumesc pentru mesajele ghizilor spirituale. Rugați-vă pe îngeri, dragii mei, să vă ajute, dragile mele, să dobândiți o perspectivă armonioasă, luminoasă, pozitivă. Acum voi de asta aveți nevoie. Să schimbați toate amintirile traumatizante în binecuvântări, să învățați din experiențele acestea, să puteți să știți ce să apreciați într-o relație viitoare. Da, spuneam la începutul etalării că în final aș vrea să văd dacă există o descriere fizică pentru o iubire următoare, dar surpriza mea a fost alta și nu o să continui cu o descriere fizică a unei relații viitoare, pentru că nu este vorba despre o relație viitoare care se întâmplă rapid, adică să ieșiți dintr-o relație și să intrați imediat în alta. Nu este vorba nici pe departe despre acest aspect, dar în această etalare, în această problematică, în această speță, nu este cazul. De asta nici nu continui prin a vă spune despre o descriere fizică. După această durere eliberatoare, urmează acel doliu emoțional prin care treceți cu garanția că nu, lucrurile nu rămân așa, lucrurile nu rămân în acest mod, ba mai mult, nu va mai dura mult și se termină și va ieși din nou soarele pe strada voastră, astfel încât să puteți să vă faceți planuri de viitor. Tot răul spre bine, dragile mele, dragii mei, și privind așa partea plină a paharului, este că ceva se termină, cu bune, cu rele, cu durere, cu suferință, și urmează tocmai o nouă etapă plină de experiențe pozitive. Zâmbesc puțin în colțul gurii pentru că simt că foarte multe persoane au nu au încredere. Să nu aveți încredere în mine. Aveți încredere
în ghizii voștri spirituali. Și chiar rugămintea mea este că atunci când simțiți nevoia seara, înainte de a dormi, încercați să stați de vorbă, pur și simplu. Și o să vedeți. Cum ghizii spirituali lucrează pentru voi. Și cu voi, bineînțeles. Prin oameni, prin întâmplări, prin mesaje și așa mai departe. Eu mă bucur foarte mult că am făcut această etalare pentru că simțeam cumva nevoia să vin în sprijinul dumneavoastră cu niște recomandări și cu etalări suport, în afară de faptul că sunt celelalte etalări, ați văzut, uneori sunt extrem de concrete, extrem de sigure. Aceasta este o etalare suport, sprijin pentru cei sau cele care și-au închis așa cumva porțile către o nouă iubire. Nu e nimic anormal, este perfect normal prin ce treceți. Luați-vă cât timp doriți, dar v-am zis și cu riscul de a mă repeta, este o etapă temporară, pur și simplu. Priviți și așa, din punctul ăsta de vedere. Este o etapă care va trece. Nu sunteți singuri, singure, toți am trecut prin asta, unii de mai multe ori, unii trecem tot timpul, dar ne pregătește așa pentru următoarele tornade emoționale. Știți, cu fiecare lecție învățată, știm cu ce ne confruntăm și suferința se diminuează de la o experiență la alta până când ajungem în punctul în care vom fi fericiți. Dragii mei, mă bucur că ne-am văzut și astăzi, sper că sunteți sănătoși, mă rog pentru sănătatea tuturor. Vă iubesc, sunteți absolut fabuloși, mulțumesc pentru vizualizări, pentru mesajele voastre, pentru înscrieri și ori de câte ori simțiți nevoia, apăsați acolo clopoțelul și vom sta de vorbă despre ce vreți dumneavoastră. Totul este să se rezolve cât mai multe dintre probleme. Dragii mei, optimism, aveți încredere în planul divin și nu uitați, Universul lucrează pentru binele vostru cel mai înalt. Vă pup, vă iubesc, toate cele bune! Pa, pa!